de pe băncile facultății, direct la locul de muncă. Mai mulți tineri din nordul țării au participat la târgul de oportunități de carieră. Peste 20 de firme internaționale cu sedii în Republica Moldova și-au prezentat ofertele de muncă și le-au propus studenților, dar și celor interesați să facă parte din echipa lor. Ne ocupăm cu realizarea de produse grafice pentru piața imobiliară, vizualizări ale proprietăților, 2D, 3D, tururi virtuale. Cealaltă direcție este oferirea de soluții software pentru partenerii noștri. Suntem în căutare, cum spuneam, de colegi. Oferim condiții foarte bune de muncă, spun eu, salarii competitive pe piață în Republica Moldova, chiar și pentru persoanele care nu au experiență. Și reprezentăm un centru medical german care este prezent pe piața din Republica Moldova deja de 13 ani. Noi avem departamente nu doar medicale, dar și marketing, call centru, IT, relații cu clienții. De aceea ne interesează în continuare să primim și să ne mărim echipa cu oameni frumoși. Tinerii s-au îmbolțit la mesele investitorilor. Unii știau chiar ce salarii își doresc. Cerințele mele pentru un job, da, nu, bine plătit, asta e logic, un grafic destul de ok, da, gen, pentru mine 8-10 ore de lucru la rând ar fi pentru mine perfect. Și la general, nu știu, să fiu, spre exemplu, dacă sunt inclus într-un proiect, să fiu inclus cu niște persoane care într-adevăr vor să lucreze. Ca de început, da, eu cum aș dori să fiu programator, un 10-15 mii. Мне кажется, это очень полезно для нынешней молодежи, как бы много возможностей найти работу себе. Особенно сейчас в это время, когда очень тяжело найти работу. Târgul este realizat cu scopul de a prezenta tinerilor perspectivele forței de muncă în țara noastră. S-au înregistrat pentru participare 25 de firme multinaționale, 5 organizații și așteptăm la acest târg peste 1000 de elevi, studenți, angajați ai instituțiilor de învățământ, deoarece paralel cu explorarea oportunităților de carieră oferite de firme, le vom organiza câteva ateliere cu privire la oportunitățile oferite de universitate, oportunitățile oferite de programul german DAD, pentru studii în Germania, fiindcă limba germană este tot mai mult căutată pe piața muncii. Politica Ministerului Educației este în general pentru a educa, pentru a pregăti tinerii pentru noile provocări care se întâmplă în viața de zi cu zi. Din această perspectivă, ei au posibilitatea să vadă, să se discute cu angajatorii, cu agenții economici, pentru a avea o mai mare motivație față de carte, pentru a înțelege, de fapt, de ce au ei nevoie din perspectivă, pentru a-și dezvolta abilitățile profesionale, competențele profesionale. Cred că e foarte important pentru Republica Moldova să confrunte cu o provocare de emigrare a tinerilor, deja de mulți ani. Tinerii nu știu care există oportunități în țară pentru a folosi cunoștința lor limbe străine și, în primul rând, astăzi, de limba germană. Vedem un interes față de locurile de muncă, față de angajatori. Aici sunt prezenți mulți investitori care să ofere în mare parte studenților, deoarece este un târg al oportunităților de carieră, dar nu numai. Au fost invitate persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomieri din evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunea Nord. Târgul de oportunități de carieră a fost organizat de Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Goethe din București, Ambasada Germaniei la Chișinău, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.